Tania Vlașcic, talentata interpretă originară din Nicolae Mare, a cucerit publicul și juriul la ediția din acest an a festivalului Tamburița Fest, desfășurat în Novi Sad. Reprezentanta României a impresionat nu doar prin calitățile vocale, ci și prin inovația în aranjamentele muzicale, adjudecându-și vineri seara două dintre cele mai râvnite premii ale competiției. Premiul juriului pentru cea mai bună interpretare și premiul pentru cel mai bun aranjament muzical. Dragii mei, sunt Micleușeni, m-am întors acasă cu două premii. Premiul juriului pentru cea mai bună interpretare și premiul pentru cel mai bun aranjament muzical din cadrul Festivalului Internațional Tamburița Fest din Novi Sad, care a avut loc vinerea trecută, în data de 13 septembrie. Experiența a fost extraordinară, iar finalul acesteia vă puteți imagina că a fost de nedescris pentru mine. Nu participasem înainte de acest festival la un alt festival internațional de genul acesta, iar bucuria mi-a fost cu atât mai mare, având în vedere faptul că am plecat premiată de acolo. În cadrul festivalului au fost 14 concurenți care au reprezentat diferite țări precum Canada, Rusia, Germania și așa mai departe, iar eu am avut onoarea de a reprezenta România. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele voastre, pentru toate mesajele de încurajare, de susținere. Să știți că pentru un artist treaba asta este esențială. Să stați mai aproape, căci în următoarea perioadă urmează și alte surprize muzicale din partea mea, așa că vă pup și vă îmbrățișez și vă mulțumesc din tot sufletul meu. Pace pe toți între glasul tău și-mi pare, pare atât de rău, că nici umbră nu-i cu mine, om necat că nu-i bine și ea s-o pierdut de dor de cine. Născută în 2000, Tania a crescut într-un mediu unde muzica a fost întotdeauna la ea acasă. Educația sa timpurie în Nicolae Mare și formarea ulterioară la Facultatea de Electronică și Telecomunicații din cadrul Universității Politehnice din Timișoara i-au modelat un profil artistic complex și o înclinație spre perfecționare continuă. Debutul său muzical a avut loc la vârsta de 6 ani printr-un spectacol dedicat Sfântului Sava. Piesa Drag mie cântecul și jocul, realizată sub îndrumarea profesoarei Nicoleta Voica, a marcat debutul ei în industria muzicală, deschizându-i calea către recunoaștere națională și internațională. Participarea sa la festivalul Tamburița Fest 2024, care a adunat soliști vocali din 14 țări, a confirmat statutul ei de interpretă de excepție în peisajul muzical. Această dublă victorie la Novi Sad aduce un plus de mândrie comunității din Nicolae Mare, subliniând încă o dată contribuția valoroasă pe care o aduc tinerii talentați la promovarea culturii românești pe scenele internaționale.